Mult așteptatul festival național dedicat celor mici, Lucky Kids, se va desfășura cu certitudine. În municipiul Roman, pe 31 iulie, în parcul din Roman, de la orele 10, publicul iubitor de muzică și frumos este așteptat pentru a petrece momente muzicale în compania micilor artiști. Vineri 31 iulie va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Ușoară pentru copii și adolescenți Lucky Kids. Festivalul se va desfășura pe terasa restaurantului Parc din Parcul Municipal Roman. Este o activitate ce se desfășoară în aer liber și bineînțeles că cu toții vom respecta regulile impuse de COVID-19. Fiecare concurent, împreună cu însoțitorii săi, va purta obligatoriu mască până la scenă, iar copilul care va urca pe scenă va avea un burete pentru microfon. Se va respecta distanțarea socială și cu siguranță concursul se va desfășura foarte bine pe parcursul întregii zile. Ca în fiecare an, jurul festivalului este un jur de calitate, oameni de cultură din țara noastră și începem cu domnul Liviu Manolache, care este directorul festivalului Mamaia Copiilor și care va acorda 3 trofee, trofeul Mamaia Copiilor celor mai buni concurenți. Acest trofeu constă în participarea directă în festivalul, în cadrul festivalului Mamaia Copiilor, care anul acesta este la ediția 20-a și care se va desfășura în perioada 24-31 august. Alături de Liviu Manolache, domnul Viorel Gavrilă, de la Uniunea Compozitorului, vicepreședintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, domnul compozitor basarabean renumitul Nicolae Caragea și îndrăgita interpretă de muzică ușoară Stella Enache. Sperăm cu toții că vom avea o zi fructuoasă, o zi deosebită. Ne vom întâlni cu vechii noștri prieteni, ne vom face noi prietenii, iar pe această cale țin să invit toți romașcanii vineri, 31 iulie, începând cu orele 10 și până spre seară, orele 20, în Parcul Municipal Roman, pentru a asculta muzică bună.